Denisa a petrecut toată noaptea în compania lui Roberto. Bine, nici nu prea mai avea în compania cui să petreacă decât dacă nu ar fi stat mai mult cu Alex, eventual, sau cu mamele, cum a făcut Alex, că nu avea alte opțiuni. Așa că s-au distrat mult timp împreună, am văzut că au dansat, au stat la un moment dat foarte apropiați, se îmbrățișau, se sărutau, după cum v-am mai zis. Nu știu dacă este loc de mai mult între ei. Deocamdată Roberto am văzut că era foarte supărat că a fost nominalizat sau că a intrat în cursa de eliminare și nu s-a așteptat la acest lucru, chiar a spus. Nu văd ca Denisa să fie atrasă de Roberto, cu toate că au avut multe momente de apropiere, dar la finalul petrecerii am văzut o discuție în casa fetelor. Erau la masă acolo în bucătărie după ce s-au închis ușile și le povestea fetelor că Roberto e foarte supărat că nu l-a văzut niciodată atât de trist și de dezamăgit și că cumva este foarte milă de el și îi pare rău că trece prin astfel de momente. Adică totuși nu milă ar trebui să simtă pentru el ca să se apropie de el și nici să nu-l folosească ca să rămână mai departe în competiție. Oricum, deocamdată este incertă situația lui dacă va ieși sau nu vineri sau va pleca Ionuț. Pentru amândoi, situația e nasoală.